Domnul președinte, dumneavoastră, mulțumiri deosebite, colaborarea cu dumneavoastră, a mea personală și a Băncii Naționale cu dumneavoastră în calitate de președinte a Parlamentului a fost excepțională. Noi am simțit întotdeauna sprijinul dumneavoastră și am simțit că înțelegeți și pătrundeți în esența proiectelor și proceselor de la Banca Națională. Chiar și pachetul financiar bancar de săptămâna trecută, cât face o lege relativ mică ca și număr de caractere, dar cu niște efecte fundamentale pentru viitor, și am avut toată susținerea conducerii Parlamentului în promovarea acestui